Pentru zodia Vărsător, soarele în Vărsător susține altruismul în planul relațiilor cu ceilalți, dorința de cunoaștere, ideile progresiste. Soarele, de altfel, în Vărsător poate să aducă în prim plan și deschiderea către nou. Este o quadratură a Soarelui cu Uranus, pe o casă unde aveți familia și căminul. Perioada 1-3 februarie sunt aspecte care favorizează frustrări, agitație, încăpățânare, dorința de schimbare, deschiderea la argumente care nu sunt neapărat raționale și un plus de impulsivitate. Sunt posibile răsturnări de situație, de altfel și în societate. Ele țin de acțiune, de principii morale, religioase. Relațiile de familie pot deveni mai frustrante în perioada de început a acestei luni. În data de 4 februarie, Soarele are o conjuncție cu Saturn, care susține seriozitate, autocontrolul, aduce răbdare, încrederea celorlalți. În relații se pot aprofunda niște lecții de viață. În 19 februarie, Soarele face intrarea în zodia Pești, pe o casă unde aveți resursele și bunurile materiale. Și vă susține în a arăta credință, dar și emoții un pic mai confuze. Combinarea voinței cu credința poate să favorizeze misticismul și Saturn este învărsător și se concentrează energie pe ideile progresiste, pe schimbări sociale, pe diverse idealuri, gândire liberă. În data de 1 februarie, Saturn, de altfel, a avut o conjuncție cu Luna, care aduce austeritate, seriozitate, răbdare, frustrare, spirit critic exacerbat, atracția către religie, filozofie. Relațiile sunt mai degrabă ancorate în domeniul casnic, familie, cămin, tradiții, relațiile părinții. Este și o susținere materială și pe planul resurselor aici. Perioada 1-12 februarie, Uranus, pe o casă unde aveți familia, formează un trigon cu Venus și acest trigon pe care îl formează cu Venus este pe o casă unde aveți karma. Este un moment favorabil pentru acțiune, independență, dorință de libertate, experiențe sociale. Relațiile pot fi romantice, originale, deschidere către prietenie. Uranus este de altfel și în trigon cu Marte. Aduce la un moment dat în această lună originalitate, afirmare, ceva mai multă putere de a acționa și de a pune în practică lucruri rapide și de efect. Ambiție, relații de familie romantice, pasionale. Uranus este în sextil cu Jupiter și aduce în prim plan resurse, autoritate, expansiune, nonconformism, creativitate și deschidere către ceilalți. Din 23 februarie, Uranus în quadratură cu Mercur aduce frustrări în planul familial, poate legat și de sacrificii, de secrete, de sănătate, de karmă, susține totuși aventura, progresul, deschiderea către idei poate un pic mai neclare, poate o risipă de energie, disponibilitatea pentru dispute și excentricitate. Relațiile de familie pot deveni mai dezechilibrate în această perioadă de sfârșit de lună și chiar mai încordate și poate unor mai confuze.